Așa. Luăm o bucățică de aici și o întindem în centru. Asta ca să facă priză când vom lucra. Îi dăm un pic de viteză și încercăm să trântim cât mai în centru boțul ăsta. El e și... Perfect. Așa. Acum udăm mâinile, ambele. Da. Punem câteva picături de apă pe și încercăm să-l presăm bine, bine și să-l centrăm acolo. Dă-ți o turație mai mare, te rog. Și îl ții destul de bine să nu-ți umble mâinile pe ăla. Așa. Mai pui apă să alunece, tot timpul trebuie să alunece. Și mâinile le ții ca și cum ai cuprinde, așa. Și cam cu aceeași forță, stânga-dreaptă, să nu... Așa. Bun. Și acum încerci să-l strângi de aici de jos, cu mâinile așa, și să-l ridici puțin ca să se omogenizeze. Dar el trebuie să fie gen con, așa. Vezi? Cam asta trebuie să fie forma. Așa? Da, e bine. Mă stai așa puțin? Da. Uite, vezi că... Asta trebuie să-l scoatem de aici. Vezi? Cam așa trebuie să nu-l secționezi. Am înțeles. Și acum încercăm cu podul palmei să-l lăsăm în jos. Și să-l ținem de aici să nu se ducă în părți. Ți se pare că e atât de simplu? Poate vezi ceva tutoriale pe internet, dar atunci când pui mâna cu adevărat, este cu totul și totul altceva. Foarte plăcut, dar și foarte dificil și îți dai seama într-adevăr de maestria artiștilor și începi să apreciezi arta mult mai mult. Pentru că îți dai seama cât de multă muncă se află în spatele unui obiect și nu neapărat cât ai lucrat la obiect, ci ani din urmă, de practică. Până când, exact, de practică. Și asta vorbeam cu Aniela jos. Acum lucrând pe o roată electrică, e oricum mult mai simplu decât era cu roata acționată cu piciorul. Deci acolo era și mai mare maestria, pentru că trebuia să-ți coordonezi și viteza roții și mâinile.